Astfel, în perioada 29 iunie-6 septembrie anul curent, cei cinci polițiști vor desfășura activități pentru combaterea infracționalității stradale, traficului și consumului de droguri, prostituției și proxenetismului. În plus, polițiștii vor monitoriza permanent stările conflictuale și persoanele cunoscute cu un comportament social agresiv pentru a preveni actele de violență. În activități sunt angrenați patru polițiști de la structura de ordine publică și unul de la criminalistică care acționează în sistem integrat împreună cu colegii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Aproape 2600 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru neutilizarea centurii de siguranță. Centura de siguranță are un rol de a proteja pasagerii autoturismului, inclusiv șoferul. O funcție esențială acesteia este aceea că reduce riscul accidentării la coloana vertebrală, întrucât, la momentul impactului, te va ține nemișcat în scaunul mașinii cu spatele drept. De multe ori, conducătorului auto sau pasagerilor le este mai ușor să oprească avertizmentul sonor care semnalizează neutilizarea centurii cuplând centura peste scaun, prin fața sau spatele acestuia sau folosind un dispozitiv similar cu centura denumit și adaptor de centură de siguranță falsă. Polițiștii sălăjeni acordă o atenție deosebită protejării vieții și integrității corporale și îi sancționează pe cei care nu respectă regulamentul în vigoare. Astfel, în urma activităților preventive, Polițiștii au aplicat în perioada 1 ianuarie 31 anul curent conducătorilor auto 2588 de sancțiuni contravenționale pentru neutilizarea centurii de siguranță. Centura de siguranță este aliatul tău. Cuplează corect centura de siguranță pentru a te asigura că toate șansele de supraviețuire în cazul unui accident sunt ale tale, nu ale scaunului. Alege viața, poartă centura de siguranță. În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 3 și 30 de minute, polițiștii serviciului rutier au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani din municipiul Zalău, care conducea autoturismul pe strada Simeon Bănuțiu. Testarea cu aparatul drug test a evidențiat prezența unor substanțe psihoactive. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru o recoltare de probe biologice în vederea determinării cantității de substanțe psihoactive din organism. Cercetările sunt continuate de polițiștii serviciului rutier pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.